Mihai la Miroiu, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și scriitor, alături de Marian Voitei, jurnalist de mai bine de 20 de ani la TVR și la radio și la televiziune. La TVR este unul dintre cunoscuții producători de documentare istorice și, evident, Tatiana Niculescu, autoarea volumului pe care îl prezentăm, ei mă consideră făcător de minuni, viața lui Arsenie Boca. După mistica rugăciunii și a revărbărului, după regele Mihai I, ultimul rege al românilor, și volumul dedicat reginei Maria, Regina Maria, ultima dorință, Tatiana Niculescu ne propune o nouă carte, în același registru, cel al biografiei documentare, o carte redată literar, o biografie redată literar, dar cât mai aproape de adevărul istoric. Dacă îmi permiteți și dacă Tatiana Niculescu îmi dă voie, am să citesc doar două rânduri ca un fel de ca început pentru această discuție despre biografia lui Arsenie Boca. Demersul scrierii acestei cărți pornește de aici. Sunt încredințată că, dincolo de procesul de canonizare al lui Arsenie Boca și de controversele pe care aceasta le sprijinește, dincolo de turismul religios și de politicile bisericești, biografia lui este cel puțin la fel de pasionantă ca un pelerinaj la locurile secrete din noi înșine, unde se nasc deopotrivă spaimele și speranțele. Marian Voitu, am să-ți trec microfonul. Mulțumesc! Mulțumesc, Gabriela Maz. Bună ziua! Da, se vede mai bine și aici. Înainte de a citi cartea doamnei Niculescu, cred că știam la fel de multe, probabil despre Arsenie Boca, pe cât știți și dumneavoastră, acum înainte de a o fi citit, probabil. La sfârșitul lecturii am descoperit un om cu totul surprinzător. Am avut impresia că l-am întâlnit în carne și oase, că l-am urmărit de-a lungul foarte interesantei sale vieți, de-a lungul unui secol românesc foarte chinuit, populat de dictatori, de parveniți, de martiri adevărați. O figură pe care am simțit-o că este mult mai aproape de mine. Cred că Tatiana Niculescu are acest dar de a reinventa cel puțin în România biografia documentară. Am asistat la un adevărat film panoramic al acestei vieți, cu culoare, cu sunete, care a început cu comete și cu zeperinuri pe cerul României și care se încheie în biserica de la Drăgănescu. Nu este la prima carte de genul acesta, care se apropie și vorbește despre tensiunea între credință și instituția bisericii. Ne reamintim cu toții de Spovedanie la Tanacu, cartea din 2006, și apropo de acest talent de a dramatiza, să reamintim că această carte a stat la baza scenariului filmului După dealuri, care a câștigat premiul pentru scenariu la Festivalul de la Cannes și pe care mai târziu, sau mai devreme, Tatiana Niculescu a dramatizat-o și a fost pusă în scenă de Andrei Șorban. A urmat apoi Nopțile Patriarcului în 2011, pe aceeași idee, cred, a tensiunii între credința adevărată și instituție. Îl însoțim pe Arsenie Boca și la Prislop, și la Sâmbeta, și la Atos, prin cartierele Bucureștiului. Îl însoțim de mai bine de un deceniu în biserica de la Drăgănescu. Pentru prima oară am înțeles mult mai multe despre această figură pe care poporul a sunit-o până la urmă pe un piedestal al neamului, pentru că Tatiana Niculescu ne oferă o cheie
după părerea mea, absolut inedită, și anume preocupările de a ține Boca pentru filozofie, pentru ocultism, pentru yoga. Iar în acest periplu în care îl însoțim pe Arsenie Boca și în care asistăm la un moment dat și la apariția unui Hristos antropozofic, cartea se încheie cu o lectură excepțională, după părerea mea, a Freșei de la Drăgănescu, care constituie într-un fel cheia în care putem înțelege acest personaj. După părerea mea, este prima oară când această frescă, care este foarte prezentă în presa românească, este interpretată, cred, în adevăratul său sens. La final, Tatiana Niculescu ne spune și de ce s-a apropiat de acest personaj. Cartea nu va rămâne cu siguranță indiferent marelui public. Cu siguranță adoratorii lui Arsenie Boca vor avea multe de comentat, au și început să o facă. Să sperăm că va fi o polemică civilizată din care avem cu toții de câștigat. Și cu siguranță fruntașii bisericii vor fi emoționați, știu deja, din ce mi-a spus autoarea, că au existat deja opinii diverse. Dar până la urmă vorbeam de această figură a lui Arsenie Boca, pe care noi toți am pus-o pe un piedestal. Cât de meritată este această suire a lui, a părintelui Arsenie, pe un piedestal, este cheia cărții, pentru că până la urmă, la picioarele acestui piedestal, suntem noi toți și odată cu părintele Arsenie am trecut printr-un secol complicat, cum vă spuneam, un secol al nezuințelor și al neputințelor noastre. Dacă noi avem mai mult nevoie de adevăratul Arsenie Boca sau alții de un Arsenie Boca așa cum și-l doresc, rămâne să aflăm cu toții. În orice caz, după părerea mea, această carte nu demolează figura lui Arsenie Boca, ci din contră ne apropie mai mult de omul Arsenie Boca așa cum a fost și de părintele Arsenie. Mulțumesc! Veche cu biografiile Tatianei Niculescu. Mie mi se pare complet admirabilă în acest gen, fapt pentru care toate sau o serie de personaje pe care ori le supramitologizăm, ori le ignorăm, prin viață și mai ales prin viață în istoria lor. De data aceasta, subiectul Tatianei Niculescu calcă pe un teren minat. E foarte greu să calci pe un teren minat și să te aștepți ca primul lucru pe care îl fac oamenii să citească cartea și după aceea să se pronunțe, te anatemizează, te fac anticreștină, consideră că contribui la un cult al unui personaj ciudat, că nu ești destul de raționalistă sau destul de umanistă ca să te dezbarde o anumită fascinație pentru miraculos și personaje de genul acesta, deci se află în situația complet inconfortabilă că pentru cei mai mulți dintre oameni care se situează ferm, fie de partea umanismului secular, fie de partea bisericoasă a modului de a vedea credința, nu le convine. Ce nu convine este acest puzzle foarte interesant, care e o reconstituire a vieții unui om, care la ora actuală este un subiect de pereinaj național, impresionant, care a fost transformat într-o industrie turistică în medie de 20 de milioane de euro pe an, ceea ce este ceva, care este pavăza șoferilor pentru că se află în geamul mașinilor, care se află în casă adus ca fotografie la bolnav, un om care face parte din zona a ceea ce oamenii ar vrea să rămână, în genere, un miracol punct. Eu însă nu sunt ușa de biserică în privința asta, vă mărturisesc sincer că am fost la Prislop de mai multe ori, odată pentru că
sunt din zona aceea de origine, respectiv la 20 de kilometri din Hunedoara. Și am fost de două ori, ultimele două dăți, intenționat. Prima dată când am fost complet deliberat, complet intenționat, să mă rog, agățându-mă de o speranță care atunci părea nebunie, respectiv e vorba de alegerile din noiembrie 2014, când m-am rugat să, ca Dumnezeu să deștepte mințile poporului nostru și să voteze rezonabil, că altfel suntem pierduți. Și a doua oară a fost acum 2 ani, rațiuni personale, și vă spun foarte sincer că în momentul în care am făcut drumul invers, când eram pe ultima piatră, am simțit că toate grijile mele se scurg în pământ. Deci, eu am trăit, într-un fel sau altul, această experiență și în zona interesantă a misticului sau miraculosului. Deci, în calitate de persoană care a avut și aceste experiențe, am citit și cartea. În primul rând, cine spune că a reconstruit viața unui personaj, care plutește între faptul că a fost o persoană reală în istoria ei, a trăit vremurile ei și s-a purtat fie încercând să se depărteze de ele, fie intrând în ele într-un fel cât s-a putut de decent, și faptul că avea puteri speciale spirituale pe care și l-a și educat, cultivat prin învățare livrescă și cu ajutorul unor maestri, și refuză că să fac o legătură între persoana de la care oamenii așteaptă miracole mergând la peregrinajul mormântului său, mi se pare o nebunie, pentru că dacă citim cu onestitate viețile unor sfinți faimoși, în primul rând, rar dăm de un exemplu în care cineva de la începutul până la sfârșitul vieții sale, când a devenit sfânt, era o ușă totală de biserică și trăia numai între cele sfinte în mod ireproșabil. Nu avem personaje de genul ăsta. Sfântul Augustin este un exemplu perfect pentru așa ceva, dar mulți alții, ca să nu mai vorbim de profetul Ilie, care pe mine mă scoate din sărită pentru că a făcut un genocid îngrozitor, nu? Deci dacă luăm așa, rând pe rând, exemplele de sfințenie, de ceea ce ulterior a fost consacrat ca sfințenie, nu cred că vom găsi un șirul de vieți trăite impecabil, trăite fără niciun fel de reproș. Și cum poți trăi fără reproș atâta vreme cât trăiești în istorie? Nu te poți abstrage, sau, mă rog, nu poți trăi numai pe muntele Athos, cum s-a întâmplat în cazul lui. Cum a reconstituit această biografie excepțională, încă dinainte de nașterea lui Arsenie Boca, respectiv despre familia lui Arsenie, lui Zian Boca, cu multe documente și, din păcate, pentru că nu avem încotro, cea mai substanțială parte a acestei reconstituiri este făcută cu ajutorul instituției care, după regimul de teroare, a instaurat în România regimul de adevăr, adică securitate. Deci, eu sunt așa într-o, cum să vă spun, într-o perplexitate continuă. La modul, dumne, nu ne-a ajuns că oamenii ăia ne-au hăituit tot timpul și ne-au făcut să trăim pervers, ascuns, publicitar și așa mai departe. Iată acum, ca să ne reconstruim istoria, trebuie să ne folosim de notele lor informative. Din păcate, asta este. Când trăiești într-un asemenea regim și când oamenii, pentru niște, să zic așa, greșeli minore, adesea inventate, devin subiectul de cercetare de dimineața de la 6 și 10, cum de exemplu era cazul lui, și până în momentul în care se culcă, pentru că ei nu aveau pe vremea aia camere video, că altminteri urmărirea era neîntreruptă. Când trebuie să reconstitui toată povestea asta, ținând cont de niște informatori, mulți dintre ei fiind chiar călugări sau maici sau alți preoți, pentru că în vremuri atât de tulburi, într-un fel sau altul, oamenii încercau să-și scape piele.
Sigur că o parte care iară va fi probabil foarte controversată și discutată este relația lui Arsenie Boca, fie că îi spunem pictorul, fie că îi spunem călugărul, fie că îi spunem părintele, fie că îi spunem intelectualul, că este toate acestea, cu Julieta, respectiv cu Maica Zamfiră, care într-un fel sau altul apare ca un personaj foarte interesant. Cred că Tatiana Niculescu a pus în mare măsură accentul pe faptul că a existat o relație de salvare reciprocă în împrejurări dificile din punct de vedere lumesc între cele două personaje. În același timp, și eu aici cred, sigur că una din problemele obsedante în capetele oamenilor este, domnule, un sfânt ar trebui să nu fie atras erotic de absolut nimeni, nu? Ca și când s-a născut castrat. Dar mă rog, se trecem peste asta. N-a fost atras erotic de nimeni. Eu cred, sincer, că între cei doi a existat o relație castă. Și mă bazez pe o notă informativă care spune, în care el îi dă replică unui prieten. Deci vorbești cu prieten și te trezești că tot ce ai vorbit cu ei acolo. Îi spune, nu, n-am nevoie de asta. Pe mine m-a sărutat pe obraz Maica Domnului când eram la Athos. Deci dacă cineva chiar a crezut că a primit sărutarea de iubire supremă și că ea e de natură metafizică și spirituală și gândește asta cu toată ființa lui, e foarte posibil să nu fie sincer interesat de nicio altă variantă de iubire femeiască în afară de iubirea Maicii Domnului. Putem citi în diverse chei cartea asta. Sunt momente în care, deci, putem să o citim, cred însă cu condiția să vedem ceva la autoarea ei. E unul dintre cei mai înțelegători oameni pe care i-am cunoscut eu. Noi trăim într-o cultură a judecării, condamnării, blestemării, infamării și așa mai departe. Tatiana, tot ce a scris, a demonstrat că ea trăiește în valorile înțelegerii, empatiei, bunevoinței și faptului de a-ți asuma în întregime umanitatea proprii tale persoane și altora, așa cum este ea, încercând să le deslușești sensurile vieților în condițiile în care nimeni n-a trăit în afara istoriei. Nu suntem existența temporală. Eu am citit cartea de două ori, deci acum deja sunt în stadiu de trecere de la lectură, că lectura e foarte ușoară, în sensul că ea întotdeauna scrie ca un râu. Merge așa pe valul ei și nu ai niciun fel de probleme să-l duci până la capăt. După care începe partea care se numește studiu. Eu îi mulțumesc din suflet pentru următoarele 3-4 lecturi pe care le voi face cărții, ca să înțeleg cum e cu putință să te plimbi între o istorie tiranică, o umanitate mundană, obișnuită, o umanitate sacră și o stare metafizică cu totul deosebită pe care le trucează acest personaj al cărției. Mulțumesc mult pentru că. Scurt povestea acestei cărți și cum am ajuns să o scriu. Scrisesem deja 3 biografii ale unor personalități din perioada interbelică și mă preocupa și mă fascina în continuare această perioadă și secolul 20 al istoriei noastre. Atunci am rugat-o pe o prietenă să-și întrebe studenții care ar fi personalitatea către care s-ar îndrepta curiozitatea lor? Ce personalitate din secolul 20 românesc îi preocupă, îi interesează, îi intrigă, ar vrea să știe mai mult despre respectiva personalitate? Și până la urmă, răspunsul pe care ea l-a obținut și mi l-a transmis a fost Arsenie Boca.
M-am apucat, deci, să descoper eu însămi pe Arsenie Boca, altfel decât îl știusem până atunci. Știam despre el, în general, ceea ce știe toată lumea, dar știam și lucruri în plus, pentru că el, fiind născut în 1910, și eu scriind deja câteva cărți despre această perioadă, cunoșteam cumva destul de bine lumea culturală și politică în care el a crescut, a fost adolescent și pe urmă tânăr. Așa m-am apucat de carte și vă mărturisesc că scriind-o m-am atașat foarte mult de Arsenie Boca. M-am atașat, e drept, de un Arsenie Boca altul decât cel de la care pornisem inițial. M-am atașat pe măsură ce făceam un fel de arheologie, dacă vreți, un fel de săpături în, în perioada în care el a trăit, adică între 1910 și 1989, în care, așa cum bine știți, România basculează dintr-un regim în altul, trece printr-un război mondial, ajunge în 1989 la colapsul comunismului. El trăiește toată această perioadă și am avut sentimentul, scriind această carte, că este o triplă victimă. Întâi de toate, în tinerețe, o victimă a politicii și a competiției confesionale din Ardeal, promovate de Mitropolitul Bălan la vremea respectivă, Mitropolitul Ardealului, în care el, tânăr fiind, e folosit ca imagine, ca oratorie, ca om luminat în această competiție și pus să facă lucruri pe care poate că nu le-ar fi făcut numai și numai ca să atragă lume. Pe urmă este o victimă a regimului comunist, care îl acuză periodic de legionarism. El nu a fost niciodată legionar, ba mai mult decât atât, spre surprinderea mea, are cuvinte foarte aspre despre legionar și mișcarea legionară, la care nu a participat, dar asta nu înseamnă că nu i-a ajutat și nu i-a spovedit pe legionarii fugari care îl căutau. Și în sfârșit este a treia oară victimă a unui enorm cult financiar-mediatic construit de pe la sfârșitul anilor 90, începând cu 1998 și anul 2000, în care nu se mai vede omul și în care el a devenit un produs. Un produs care se vinde, se cumpără și în care toate aceste straturi de mitologie, de hagiografie, de cult excesiv mediatizat și tabloidizat, se transformă într-o fantoșă. Nu mai vedem dincolo care a fost viața acestui om, care este profilul acestui om, cum se face că un om de o mare subtilitate și finețe intelectuală, un căutător de sensuri ale vieții, ale morții, ale întâlnirii cu celălalt, ale propriei conștiințe, a devenit un fel de talisman pe care îl luăm la noi ca să avem noroc la drum, în căsătorie sau să ne aducă mai mulți bani sau mai multă fericire, lucruri de care el în nenumărate rânduri se detașează și pentru că abia am descoperit un Arsenie Boca cu un extraordinar de fin umor, un umor mănăstiresc. El, de pildă, le spunea celor care veneau la el să le deschidă cartea, și știți cu toții la ce mă refer când spun asta, le spunea: eu nu deschid cartea, eu deschid mintea. E cum a ajuns un om atât de luminat și care prefera să deschidă mintea și nu să apeleze la tot felul de sincretisme magico-religioase, să devină o flamură
a superstiției în România contemporană. Asta m-a pus pe gânduri, m-a fascinat, m-a interesat și de aceea am scris această carte. Nu este o carte de care să vă temeți sau de care să se teamă cineva. Nu este o carte polemică. Nu mă bat cu nimeni în această carte. Este un Arsenie Boca pe care eu l-am descoperit cu încântare, cu uimire și care e mult, pe departe, mult mai interesant și mai uman decât ceea ce se știa despre el. Cât privește arhivele securității pe care le-am consultat, să nu vă închipuiți că le-am citit de-a valma, luând din ele, fără discernământ, orice afirmații, de cele mai multe ori inepte, ale diversilor securiști care întocmeau rapoarte. Trebuie să încerci și să știi să citești printre rânduri în aceste rapoarte și nu am folosit din ele în carte decât date, situații, nume de persoane care am destule motive să consider că au fost reale și sunt credibile. Și nu interpretările, cum vă spuneam adesea, complet inepte și care nu înțelegeau nici umorul lui Arsenie Boca, nici inteligența lui, pentru că el se știa foarte bine urmărit și de cele mai multe ori livra un discurs care știa că este cel așteptat pe așteptarea urmăritorilor. Așa că v-aș îndemna să nu vă temeți în niciun fel de această carte, să încercați să o citiți cu mintea și cu sufletul deschise și m-aș bucura dacă ați descoperi în ea omul pe care l-am descoperit eu, de care m-am atașat și care este una dintre personalitățile cele mai fascinante ale României secolului 20. Vă mulțumesc!